Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Anul trecut s-a pus problema, cred că era prin mai, ia să văd eu aici. Da? Anul trecut s-a pus problema lărgirii Uniunii Europene în urma războiului din Ucraina și a intrării rapide în Uniunea Europeană a unor țări precum Ucraina, Georgia, Republica Moldova, nu mai țin minte, Muntenegru. Și sigur că Uniunea Europeană nu e chiar așa căminul cultural din Găgiști. Totuși trebuie să fie o anumită pregătire destul și niște examene severe care urma cărora țările respective să arate că au stat de drept, că au democrație, că au economie și marile puteri au, mă rog, au strâmbat de nas. Au zis, admiterea aceasta rapidă era un fel de, chiar așa și a fost prezentat, un fel de, nu știu, un cadou pe care îl fac un giugiuc, o alviță pe care le o dădea Uniunea Europeană Ucrainei și apoi, sigur, Republicii Moldova. Au vrut să dea și Georgie, dar Georgia acum nu are nevoie de alviță, că e cu rușii. Și având în vedere că Maia Sandu era pe cale, anunța o cotitură majoră în politica externă a unei țări de 2,5 milioane, cât o stradă de Beijing și cât două din Moscova. Moscova are 18 milioane de locuitori și la noi cam cât Bucureștiul împreună cu Comuna Voluntară în care se află primarul Pandele. Și atunci Macron, care are un neastâmpăr de urma căruia el creează pe plan extern tot felul de fantoșe, de inițiative tipic franțuzești. Adică, tipic franțuzesc este următorul lucru, ca să înțelegeți politica lui Macron. Dacă mergeți în Franța și mergeți la un restaurant, în fost la un restaurant, mănânc. Și lasă o parfurie așa mare, 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 cu căciuni. Și în farfuria era o friptorică mică, cu mică, mică, mică și era pe margine așa, nu știu, niște decorații, trei frunze, două fire. Adică, bă, amănânci friptură, conținut. Vădă-mă așa, să se vadă că e frumos. Ăștia sunt francezi. Cam așa ceva a sunat și a arătat și inițiativa lui Macron. Adică, inițiativa Macron a zis așa, vă facem o comunitate politică europeană. Și asumește care este un think tank, platformă de coordonare a politicilor țărilor europene de pe întreg continentul pentru a stimula dialogul politic și cooperarea pentru a aborda probleme de interes comun, la, la, la. Deci asta așa, Macro. Bă, continentul european nu se limitează la Uniunea Europeană. Iar cei care nu intră în Uniunea Europeană vor fi chemați în această comunitate politică să nu se simtă săraci și izolați. Și în comunitatea asta politică europeană a intrat și Marea Britanie, care nu mai e europeană, Islanda, Ucraina, Moldova, Turcia, Azerbaijan, Georgia și Armenia. Adică ați înțeles. A zis, bă, săracii, în Moldova nu putem primi în Uniunea Europeană, că na, Ucraina la fel, Azerbaijan la fel, Turcia nici vorbă și atunci hai să le dăm unor țări precum Moldova, că ele scâncesc, dar de ce nu vreți în Europeană? Hai să le dăm o posibilitate de a se simți în Europa. Și ca să fac o comparație, deci v-am arătat, inițiativa este acel gen de farfurie uriașă cu 3-4 măzărici pe acolo și o frântărică mică, e sigur. Și tacămuri de argint, când problema era, să mâncă o friptură. Da. Eu v-am mai spus, am fost la, hai cred că m-am uitat francez, la Jersenc, al doilea hotel scump din Paris după Ritz, și am zis, bă, stă și eu, două nopți la Jersenc, oricând mă costa, e o experiență unică în viață. Mă rog, la Bastille nu puteam ședea că o dărâmat.
Și v-am zis, a doua oară nu mă mai duc. M-am dus dimineața la micul dejun. Nu mai spun cum am coborât, Doina n-a vrut să vină, cum am coborât la micul dejun, m-am luat în primire o tipă să mă ducă la micul dejun. Și mă, groaznic, a început de chestiile astea franțuzești. Cum vă simțiți, cum vă simțiți în această călătorie? Aha, sunteți în România, a, România, a, România, a, Budapesta, Budapest, nu, București, a, București, a, București, a, ce oraș frumos. Nu se simțea să în București, dar simțea nevoia să mă întrețin, simțea nevoia să mă facă pe mine, mă simt bine ca patriot român. Eu nu mă simțit că mă se ținea de mine. Și m-a dus până la acolo, la sala de mese, cum sala de mese. Și de acolo m-a dat în primire unea, care m-a dus la o masă. Și a plecat. Eu, obișnuit că proletar, băi, să vină la pinge tava, mă duc să mănânc, că la împinge tava îmi place cel mai mult, că vezi ei, vezi dacă e prăjitură, nu. Și ședeam eu așa acolo, m-a așezat, așa înainte, așa. M-a așezat el, am uitat. Și a zis, vreți să stați cu fața la fereastră sau spre interior? Cum vreți dumneavoastră, mă interesează să mănânc, că era dimineața, micul dejun. Și m-a așezat el așa, mi-a tras fotoliu, fața la fel. Sunt așa, că așteptând, a venit unul și a zis, domnule, micul dejun. Aha, micul dejun cu temenele, cu ăla. Parcă era cel puțin conte. Și ce vreți? Zic, un iaurt. Și mă rog, o omletă, un iaurt. Și peste câteva 10 minute vine cu o farfurie, vine cu un borcanel de iaurt, o farfurie de nea și cu o linguriță care era așa de argint. Și zic, ăsta e iaurtul. Eu când îmi face, mă rog, iaurt. Ha. Din est, așa și la comunitatea asta, așa și cu inițiativa lui Macron. Și ca să pot, deci asta este artificialitatea ei și chestia asta, gustul francez pentru spectacol. Amor, viață, acolo nu. Fiți cu florituri, merge. Știi cum era, zicea Marin Preda și se sui pe ea. Oh. Așa spune Marin Preda toate personaje. N-are preludiu. Francezi este așa, preludiu durează așa vreo săptămână. Ăla îi vorbește de Voltaire, de Balzac, de Verlaine. Nu chiar așa. Mă rog. Și, deci acum cum era? Deci Uniunea Europeană ar fi, apropo de această comunitate politică europeană, un fel de, cum să zic, club. Cum cred, uite, e unul acolo, m-am zis. Eu am avut mari probleme cu ăștia de pe la restaurante de lux, că n-am cravată. Cravată cu lux. Și atunci a zis, bă, dar vin unii, ca Moldova, ca Ucraina. Vor și în clubul ăla. Bă, zice, le facem alături un cort. Mare, uriașă, așa, unde sunt capă toți, care scrie pe el clubul, dar nu e clubul, da. Ei, această comunitate politică, atunci, este o frecție. Ca să se simtă bine aia pe care să nu se simtă refuzate țările care vor să intre neapărat în Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană nu vrea. Așa. Dintre care și Moldova. Prima dată această comunitate politică s-a reunit anul trecut la Praga. N-a avut niciun ecou. Sing, sing. Așa și Praga e încă, ce e încă o țară occidentală și s-a presupus, s-a preconizat după ce s-au întâlnit la Praga că trebuie să aibă două reuniuni la nivel înalt în fiecare an între țările UE și cele din afara UE. Adică a zis, bă, putem numai în UE și din afara. Deci două ori pe an pierdere de timp. Și anul a fost la Uniunea, la Praga, 6-7 octombrie, și acum a venit o țară din afara UE. Și atunci s-a hotărât Moldova.
La Praga de nu s-a întâmplat nimic pentru că, v-am zis, e o platformă, un fel de, cum să zic, nou, că la talk show-urile de la emisiunile noastre, talk show-urile noastre la televiziune sunt interesante, nu știu, un fel de dezbatere la Academia Română despre piciorul de muscă. Așa le important. Nu ceva la Academia Română despre, cum să zic, început, nu, sufixul de nu știu care, care se îmbină cu prefixul. Nu te bat pe acolo care, cum să zic, oricum le era frig acasă sau nu avea ce mâncare, s-au dus la Academia cu la dezbatere, presupunând că va fi la sfârșit și ceva de mâncare, un sandwich, bea o cafea pe gratis, un suc. Bun. Și atunci s-a hotărât să se facă la Moldova. Foarte frumos, decizie extraordinară. În Maia Sandu acum se pompează serios, adică având în vedere drumul european cu care, pe care a pornit ea, așa, în Moldova, și ruperea de ruși, a zis, bă, gata, pe fata asta pariem. Și atunci, toți adversarii ei, partidele alea, cum să spun, nu știu, Plahot, nu, cum îi zice la Șor, sau cum, sunt partide parlamentare. La propunerea lui Trabuțel, lui ăsta care are o agendă proprie, Bogdan Aurescu, cel care va fi ministru de externe în guvernul condus de Marcel Ciolacu, dacă va fi, el a propus și a zis, bă, toți cei care sunt dușmanii Maia Sandu, în presă, în politică, în afaceri, îi hăituim prin Europa. Bă, normal era că europenii care sunt mai democratici, nu bă, dar totuși sunt partide parlamentare. Nu, a zis Bogdan Aurescu, noi așa facem, vom face cu aur. Așa vor face. Îl scoatem la... Așa, nu că îl scoatem în afara legii, vă dăm o listă și cred că va fi și o listă cred că va fi și o listă cu jurnaliștii români. Eu vreau să vă fac o mărturisire, că acum vedeți că sunt bine dispus, deoarece am mai terminat 100 de pagini din volumul Zigzag prin gândurile lui Cristo. Am făcut 102 sau a treia oară, mai țin minte, am făcut 100 și am trimis în seara asta 100. Nimic nu poate să fie mai mare bucuria decât că m-am trimis-o 200. M-am vreo 200, da. O să, când mă întorc din sănătatea asta. Deci eu am două mari obiective, visuri. Primul este să se închidă presa. Cum adică? Dacă se închide presa, nu mă mai invită nimeni, nu mai insistă nimeni să mă duc să fac emisiuni în fiecare zi. Cred că pot presa. Să zicem că ne lasă podcastul, să-ți vorbesc cu fiecare zi. Nu ne lasă podcastul, am atâta de citit, uite, nu spun. O să vă spun, în fiecare zi mă apuc să citesc ceva, caut ceva și mă apuc să citesc toată cartea, da? Căutăm ceva în Gorki și gata, gata să citesc toată cartea la stăpân, să o recitesc. Vitea Maleva, am terminat. Bun. Și al doilea vis al meu este să fiu interzis să merg în Uniunea Europeană. De ce? Pentru că eu n-am niciun chef să merg în Occident. Deci, mă, știu pe de rost cu tare. Eu aș vrea să merg la Istanbul. Dar soția nu vrea să meargă la Istanbul. Dacă ne mă interzice în european, îi spun, bă, trebuie să mergem la Istanbul. La Istanbul, la Teheran, la când aude de localitățile astea. Zice, am fost la Istanbul. Îi voi spune, vrei în străinătate? Vrei la Nisa? Păi sunt pe listă, nu pot. Vrei la Paris? Sunt pe listă. Dacă vrei, du-te tu, dar eu nu pot că sunt interziși. Atunci, nu are ce face și să meargă cu mine la Istanbul, la Cairo, la Teheran, la Damasc, unde vreți, unde la toate astea, în țările astea. Ce vreau să mă rog, am fost. Bun, eu știu, pe de mare brânză. Iar un bolovan pe care ăla de primarul dintr-un orășel zice că s-a usat că acolo a stat Jean d'Arc înainte de a trece, nu știu ce făcea și
Nu pe acolo, s-a stat pe bolovan. Bun, hai să revenim. Deci, și o ajută, o ajută și cu ăsta, cu centrul ăla, cum îi spune, de control politic ăla, de, o să fac într-o seară o emisiune, ideea va veni și la noi, ministerul, n-am nicio îndoială, că acolo în Moldova ea lasă ca experiment. La 2 milioane și ceva poți face experiment. Pe o să vină și la noi și chiar o să vreau să vă întreb la un moment dat pe cine vedeți președintele ăluia, instituției alea care, pe care o face Maia Sandu, patriot. La noi se va numi mai mult decât patriot. Suntem mai mari și eu cred că va fi cineva mai zis că Cristian Barbu. Ăla care, pentru care pentru el la ofensiva ucraineană a început acum 2 săptămâni, iar pentru Gâdea și pentru Radu Tudor a început acum 2 luni. Continuă. Bun. Și atunci au hotărât să o facă ei. Foarte interesant, este interesant pentru o țară, o mare onoare. Ce a înțeles Maia Sandu din această, cum să spun, organizare? Ei, bun. Chiar dacă sunt 2 milioane ceva, normal era, Maia Sandu să spună, bai, facem, organizăm săli unde se discute, e Sing Sang, atâția lideri unde se discute ăia, dacă eventual se duce, nu știu, la Nistru, să vadă, dar nu ce se vadă că nu mai e Rusia. Da, deci când organizează cum a fost și la Praga, prima grijă este să fie securitate, să, cum să zic, și să aibă condiții să muncească, că e platformă de idei. Ce idee a avut Maia Sandu și cu guvernul ei? Bă, oaspeții trebuie să se simtă bine. Chestia asta, o știu de pe vremea lui Ceaușescu. A venit oaspetele, oaspeții trebuie să se simtă bine. Și ce înseamnă să se simtă bine? Păi, să mănânce și să le prețuiască oaspeții, chiar dacă sunt acei oaspeți sunt, nu știu, atâția șefi de stat și premier din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene. Și în consecință ne-am trezit cu niște pregătiri despre care Gogol, dacă ar trăi, cred că ar mai scrie volumul, nu că volumul 2 l-a scris la suflet de moarte, dar ar scrie volumul 3, direct. Așa. Deci, la summitul se va ține nu într-o sală de conferință, nu, ci la cramă. La o cramă. Deci, încă o dată, summitul acesta este un summit de dezbatere. Așa a zis și Macron, da? Un think tank. Așa a zis. Ei, în acele condiții, creezi, faci o locație în așa fel încât, să zicem, oaspeții să poată să se manifeste, să dezbată, să vorbească, să aibă idei. Nu, acolo s-a făcut la o cramă. Crama se numește Castel, cramă privat, Mimi, 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 Mamai. Așa. Pentru asta, într-un stil complet ceaușist, această castel cramă, este la Bulboaca. Bulboaca este pe lângă, la vreo 30 km, Chișinău, este, nu știu dacă pe în România este așa ceva, oricum până acolo nu era, era un drum de drum moldovenesc. Ei, l-au asfaltat, dar numai până la Bolboaca, adică acolo unde, deci s-a făcut un drum Chișinău cu asfalt Bolboaca, numai ca să meargă ăștia, special. Și ăia din jur, ce bă, dar putea să faceți, mă, de acolo, de la unde se... S-a făcut un drum Chișinău, Mimi, trama, drum. Ăia merg pe drumul ăla și în rest, pământ, noroi. Da, bun. Pentru oaspeți s-au zis, bă, nu poate să meargă orice mașină și atunci
Guvernul Maia Sandu a cumpărat 16 super limuzine BMW. Numai pentru asta. 150.000 de euro bucata. Așa, un afacerist local a cărei soție e reprezentant permanent adjunct al Republicii Moldova la ONU. Un fel de Schmidt al nostru. Da, BMW-urile trebuie conduse. Și, în consecință, guvernul moldovean, în deplinătatea facultăților mentale ale acestui guvern, a dat un comunicat mândru și a zis așa: au fost aleși cei mai buni șoferi din Republică. Dar nu văd de ce. Bun, zice că e șofer ca Macron, când o conduce ăla, dar repet, drumul pe care vă merge este Chișinău-Bolboaca, Mimi, aeroport. Care mai e problema? Problema este că acest drum este gol, pentru că s-a spus, nu mișcă nimic. Pe drumul ăsta nu circulă nimeni, nimic, nimic, nimic. Deci nu văd de ce trebuie să fie cei mai buni. Dar nu numai că sunt cei mai buni, au și fost antrenați 2 luni. Păi, oameni, bă, sunteți noastre conduce și eu conduce. Ce să învăț eu 2 luni? Adică ce, să parcheze cu spatele? Ce să facă? Repet, domnule, să înțelegeți că este ceva unic în lume. Deci avem o șosea asfaltată, aeroportul Chișinău, Mimi, Cramă, Bulboaca. Pe acest drum pe care vin și se duc ăștia, inclusiv Iohannis al nostru, nimeni, că s-a hotărât așa. 3 zile spațiu aerian, altele se închide. Cine te-a prins la Chișinău, dracu te-a luat, nu mai poți să mai pleci nici dacă dai faliment. Indiferent. Bun. Cetățenii care aveau bilete de plecare au rămas acolo. 3 zile. Bă, stai puțin. Și vrei, bre, am și eu ceva să mă duc în Turci. Nu. 3 zile, tata, așa, da? Dar statul le asigură locuri de cazare. Așa. Moldovenii din capitală nu vor putea ieși din case decât cu actele de identitate la ei. Păi, băi, se petrece la Bulboaca. Ăia sunt la Cramă. Nu. Cum adică, domnule? Așa. Dar guvernul a recomandat să nu prea iasă din casă. Deci 3 zile să stă în casă ca la pandemie, ca să nu perturbe deplasările oficiale, care sunt una. Pac, pac. Bun. Așa, moldovenii din comunele limitrofe Bulboacăi, da, nu vor avea 3 zile acces la transportul public, vai de capul lor. Bun, deci s-au luat măsurile. Dar, culmea este, hai să vă prezint, Republica Moldova este una dintre cele mai sărace, este cea mai săracă țară de pe continentul european. De o sărăcie luce. Acum au probleme, creșterea, cred, inflația 40%, prețul la gaze, groaznic, da? Ei, în această cea mai săracă republică, deci au cumpărat BMW-uri pentru ea, da? Au instruit șoferi, au luat măsuri de siguranță, și bomboană de pe tort, purtător, un membru al guvernului, a ieșit astăzi și a ținut o conferință de presă în care a descris cu lux de amănunte ce pregătește guvernul Maia Sandu să mănânce în alții oaspeți. Ia să vedem. Oh, ia să vedem. Meniul a fost testat de cei mai buni critici culinari, iar bucatele vor fi pregătite exclusiv din produse autohtone pentru a scoate în evidență autenticitatea și calitatea ingredientelor noastre. Moldova se mândrește cu produsele sale agroalimentare, iar în cadrul summitului și liderii vor putea să vadă acest lucru și să guste de altfel. La aperitiv, oaspeții vor degusta tradiționalele sărmăluțe cu umplutură de legume călite în stil moldovenesc, acoperite cu glazură de vin din soiul sapiravi și cu smântână afumată. Chiar dacă preparatul național va fi servit într-o versiune reinterpretată, acesta își va păstra gustul autentic.
O altă gustare inclusă în meniu este roata norocului, o tocăniță de vinete și roșii proaspăt tăiate, presărată cu pudră de vin din soi urară neagră și usturoi negru. Denumirea mâncării vine de la roata cu carul cu boi, expusă în moșiile boierești și care este aducătoare de noroc, așa cum cunoaștem noi cei din Moldova. Oaspeții vor putea gusta și colțunaș din dovleac, murat, cu cremă de brânză de capră, sos de leuștean și icre de știucă, dar și mămăliguță umplută cu brânză de burduf, caș afumat și trufe negre. Mămăliga va fi fiartă în zero, obținut din lapte bătut, prelucrată cu, după principii japoneze și garnisită cu brânză de burduf, dar și cu trufe negre, deci respectiv este o rețetă reinterpretată. Un alt fel de mâncare servit de oficiali internaționali vor fi și rulourile de cartof umplut cu zacuscă făcută ca la bulboaca, presărată cu boia afumată și cu semințe de floarea soarelui și arpagic verde. Pentru felul principal, bucătarii au ținut cont de preferințele alimentare ale oaspeților, de aceea pregătesc mâncăruri vegetariene cu pește sau carne. Oficialii vor fi serviți cu mușchiuleți de miel în stil moldovenesc, cu frunze de varză, coloana infinitului din morcov și țel, sos glazurat din struguri din soiul sapiravi, de asemenea sos de hripi cu ulei, ceapă verde și un buchet de ierburi cu flori de sezon și crean. Vegetarienii vor mânca păstrav de fag în stil moldovenesc, iar amatorii de carne de pește vor putea savura din deliciosul sturion în stil moldovenesc. La desert, cei peste 50 de invitați de rang înalt vor savura din tradiționala babă neagră cu înghețată din vin din soiul merlot, alături de un sos de vanilie, jeleu din suc de struguri și un Ice Wine Riesling din anul 2018. Deci, în primul rând, să râd. Eu n-am pomenit așa ceva, am văzut, am citit chiar că proză satirică. Nici eu nu puteam să inventez, adică să vină purtătorul contra guvernului să ne povestească cum e, mă, cu crap la măștia, sărmăluțe, aoleu! L-am oprit, nu i-am dat drumul așa de tare, din câte ați văzut, pentru că nu vreau să salivați. Sau... Ați văzut că am povestit cu lux de amănunt. Ia să vedem, mă, cum e, mă. Ia, stați așa. Stați să vă citesc, da? Ia! Purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, așa. Șef de sală, da. Sarmale cu umplutură de legume cu smântână afumată și glazură de vin. Păi ce bine, ce rău îmi pare că nu sunt șef de stat. Mă, ce-ai jos, mă? Tocăniță de vinete, roata norocului, rulouri de cartof cu zacuscă ca la bulboaca, presă, așa, mușchiuleț de mer, sturion, babă neagră cu înghețată de vin, așa. Păi, oameni buni, băi, ăștia sunt normali? Cum să spun? Ăștia mor de foame. Cum să spun? Cum să prezint unei națiuni că pentru înalți oaspeți, bun, puteai să spui, sigur că trebuie să le dai de mâncare. Când noi eram la evenimentul zilei, când își venea cineva în oaspeți, că venea și la noi, Catrin, la Lumiere, erau din ăstea, care ca să se simtă bine, li se dădea o masă și fura meniul publicam la ăsta, a venit și a spus, bă, ați văzut bani, noi moldoveni. Păi bă, noi nu le dăm de mâncare, noi le giftuim și cramă, așa. Sunt 700 de jurnaliști. Vă imaginați că cei 700 de jurnaliști mănâncă și ei la fel. Oleu, ce viață! Mănâncă la fel și cred că pleacă fiecare și cu o ladă de vin. Că ei la asta sunt buni, da? Nu, așa. Și la desert, cei 50 de invitați, oleu, vor savura din tradiționala babă neagră cu înghețată din vin din soiul merlot, da? Așa, meniul a fost testat de cei mai buni critici culinari din Moldova. Ai dai seama, eu credeam că critici literari, culinari. Bun, deci mă înțeleg. Așa, și iată că în seara asta, după amiază, a apărut și Maia Sandu, care, făcea, înainte de a se duce la coafor, na, a ținut un discurs, cum era Traian Băsescu la Perdeluț, în care a zis, ia să vedeți ce a zis. Moldova este pregătită. Bulboaca este pregătită. Noi suntem pregătiți să primim oaspeți de pe întreg continentul. E bucuria noastră să avem casa plină de prieteni. Bun venit, Europa, la noi acasă! V-a plăcut? Bulboaca este gata! Acum, deveniți serios, stimați respectați. Dom'le, acești lideri europeni, Macron, Kellogg, băi, sunt chiar imbecili. Deci,
presupunând că eu, nu știu, mă invită, nu știu, o familie a unor cititori, nu știu, undeva. Zic, domnule Cristoiu, treceți pe la noi, pe la, nu știu, Pocraca. Bine, mă, trec. Și eu aflu că ăia săraci care mor de, care sunt oameni săraci cu copii, au strâns, și-au cheltuit tot salariul ca să mă primească pe mine cu, nu știu, cu sarmale. Băi, sunteți nebuni, stați mă liniștiți. Deci poporul moldovean moare de foame. Au cheltuit aproape jumătate din bugetul țării ca să se simtă bine cine mă. Macron și ăsta, păi tu dacă ești lider occidental și afli, că s-a dat asta în presă, nu, sunt și spun, Maia, mai Maița. Bă, nu, e o țară săracă, să uite lumea aia, moldoveni, și oldoveni, e, la noi, zice, bă, cum noi stăm și cheltuie. Nu, o să zice, de ce nu a zis? Pentru că Macron asta a vrut. Imaginați-vă că el trebuia să vină lider, da? Nu știu, ăla la Anglia, dacă va veni. Și ce facem, mă? Păi să mergem în Moldova. Ouăle, unii Moldova asta? Zis ăla, Schulz. Păi, nu știu, e dincolo de România. Aha, nu-i Budapesta. Nu-i dincolo, nu-i, dincolo de București. Dincolo de Budapesta, nu doar de București. Bucarest, nu Budapest. Aha. Și ce să fac, mă, macronică? Ce să fac acolo? Moldova. Hai, dacă mă țin, nu știu, Istanbul. Vedeam ce. Păi zice, bă, a pus, a organizat, spun o chestie la Maia, un chef, o mâncare, la cramă. Nu stai că zice 2-3 zile, a zis Macron la toți aia. Alo, ăsta, indianul, tot cine o fi. I-a zis, mai ziceți un lider european, nu știu. Așa. Și Meloni. A, nu, Meloni nu petrece. Nu știu, Sanchez, dar al spaniol. Băi, vii. Mă, nu, am campanie electorală. Ai, mă, vino, mă, am vorbit cu Maia Sandu, am pus la cale, babă neagră, zice, bă, băi, cum, vin. Ne duce la o cramă. Ne dă păstrăvi de fag în stil moldovenesc, da? Ne dă înghețată din vin, din soiul Merlot, sos de vin, nu, și mai ales vin. Vin, vin, vin. Băi, bă, o aia un vin. Păi zice Schulz, da. Mă, nu pot. Nu pot să garantez. Vedem noi la fața locului acolo. Că, na. Asta zic că liderii europeni care au, care caută, mă rog, fuste. Ei, la alții a zis, bă, da, băi, că simți acolo? E mai greu, dar la moldoveni, estimați respectați, nu să vă imaginați în ce lume trăim. Deci într-o lume în care o țară, un popor care e de 2 milioane și ceva, dintre care jumătate e plecat în străinătate, ca să spele la fund italieni, francezi, cum să zic, și să trimite bani în acea țară nenorocită, pentru că vin 50 de șmecheri, de ghiorțani, care nu dau niciun ban, bugetul țării se face pulbere pentru ca Macron, Schulz și toți ăștia, și Borrell și aia, să facă un chef. Eu se transformă într-un chiohan în coate. Eu, mai pe mai așa, din provincie, așa, a venit și acum. Aoleu, ați văzut, bulboaca e gata. Am înțeles, mă, dar tu știi și o sunteți, bă, băi, nu merge, se uită ăia, prezintă ăla acolo, că ne spune că vom mânca ăia mușchiuleț de miel, păstrăv de fag, aoleu, în stil moldovenesc, turion, colț, bă, săracii, ăla care moare de foame, copiii mor de foame, să nu uite ce, bă, tată, zice, dar exista, cum exista așa, mămăliguță umplută cu brânză de burduf, ca și a fuma și trufe negre. Mămăliga va fi fiartă în zero, obținut din lapte bătut, prelucrată după principii japoneze. Oameni buni, eu sunt de la Gădiști, am mâncat toată copilăria și mămăligă. Eu n-am auzit până acum mămăligă fiartă în zero, obținut din lapte bătut. Păi și ce zerol mâncam?
Și după principii japonezi. Așa. Ce țară, Jean? Ce Uniune Europeană? Ce democrație este? De-abia vă spun eu acum. Colhan, de la noi s-au înscris 40 de jurnaliști. Vă imaginați de ce? Toți cred că și-au luat cu ei o camionetă câte să duc. Că toți vor pleca cu vin, cu... M-am zis, în legătură cu... Aia nu mă văd, nu știu, nu mă pricep, nu vreau să mă avansez, dar sigur. Aveți, ca să se simtă bine oaspeții, Maia Sandu e în stare să le pună orice la dispoziție, da. Bun. Am terminat cu ce țară, cu comunitatea politică-economică, da. Problema este, că, ca să închei, problema este că sing sen înseamnă că vezi, gândești, păi cât se gândească ăștia care mănâncă de dimineață? Ai seama, cramă, bă, să faci summit într-o cramă, dragă, n-am pomenit de când sunt, m-am moldovenit, putea să-i vedem. Bun, hai să ajungem acum la lucruri serioase și anume la realitatea din România. Aseară, profesori, liderii sindicali au fost la Claus Iohannis. Claus Iohannis le-a zis că garantează un acord. Bref, astăzi s-a dat știrea că Claus Iohannis a chemat pe liderii coaliției. Ia să vedem noi ce s-a întâmplat. Prezidenții, așa, ia să citim noi. Deci, așa, întâlnirea președintelui României, Claus Iohannis, cu liderii coaliției, guvernare pe tema grevei. Președintele, vă citesc așa, a avut așa discuții, așa, pe tema grevei a fost și ministrul educației. În sfârșit, Ligia Deca, s-au analizat revendicările federațiilor care se conduc așa, președintele a accentuat importanța menținerii dialogului. Dialog, dialog, singura cale, așa, negocierile vor fi reluate imediat, da, liderilor coaliției se prezintă așa. Deci, bănuiesc că aici mă opun. Ia vedem o poză asta. Uite, îl văd numai pe... Oh, alea! Eu îl văd pe Ciolacu? Unde ești? Aciucă, aciucă, întotdeauna el este estompat, dacă bine că îl vedem pe Ciolacu. Și, bă, tante, asta e Deca. E pe partea asta, e Deca, în albastru. În albastru, mare, neagră, e albastru. Da, e o melodie idiotă, mare, nu idiotă, vechi, mare neagră e albastră, ca și privirea ta, sau invers, nu știu. Sau mare neagră nu e neagră, e albastră. Și sta, guvernul a hotărât o ofertă acolo, nu știu, nu are nicio simplă la mănunte. În seara aceasta a fost la ora 7 o întâlnire cu liderii de sindicat. Așa. Deci au propus în felul următor. Guvernul. Deci a propus, nu știu, le dă 1000 de lei brut pe lună, după asta nu știu cum vor crește. Oricum, ia să vedem ce au zis liderii sindicali de la ieșire. Evaluarea decât banul. Vorbesc în bătaie de joc despre profesori. Imagini în direct, domnule profesor, vă întrerup puțin. Imagini în direct de la Palatul Victoria. Așteptăm declarații. Haideți să ridicăm sunetul să vedem ce se întâmplă. Gata? Toată lumea ok? Hai. De se poate? Am comunicat în cursul zilei de astăzi ultimele măsuri pe care le-a propus Guvernul României pentru detensionarea situației din sistemul de învățământ preuniversitar. Oferta a ajuns în teritoriu, iar organizațiile noastre județene și ale municipiului București ne-au spus foarte clar că ea se respinge. În acest moment am convocat în regim de urgență Colegiul Liderilor Federației Spiru Haret pentru a stabili foarte clar care este limita minimă pe care o putem negocia de acum înainte. Ce înseamnă Asta este acest ceea ce... lucru, colegiul acesta? Ce înseamnă convocarea Liderii din acestui toată colegiu? țara. Când îl Sunt veți convoca? mâine. Și când luați decizia? Mâine. Deci mâine. Deci în momentul de față greva continuă. Greva continuă. Vă mulțumesc foarte da, mult. Vă eu am vom avut informa deja ședință cu operativ exact liderii. ce se întâmplă. Același lucru s-a întâmplat. Liderii județeni au respins oferta. Au spus că este un pas important înainte. Nu sunt de acord ca lider județean cu eșalonarea pe 3 ani a măririi salariului și cu acea sumă acordată de la 1 iulie, dar au cerut, și asta i-am spus premierului, să consulte membrii sindicat, vor vedea proiectul de ordonanță
mâine și decizia le aparține membrilor de sindicat. Așa cum am spus-o, membrii au început greva, ei decid dacă se opresc. Dar care e loc de negociere? Ce face premierul? Aveți o măsură propusă? Da, am spus clar că nu suntem de acord cu acel interval de 3 ani, așa cum la sănătate s-a găsit soluția să se dea într-o singură tranșă mărirea, așa vor și strați din învățământ. Deci nu sunt ceva. Așa. Deci toată presa noastră de partid de stat a titrat că negocierile au ieșit. Nu e adevărat. Liderii sindicali, cei trei, au spus și așa și este, că în momentul în care li se face o ofertă, ei nu pot să decidă, ei trebuie să se întoarcă la popor și să întreagă liderii locali, liderii județeni și să, care la rândul lor întreabă pe ăsta și să decidă. Deci, dacă mă întrebați pe mine, dacă mă întrebați, greva încetează, pentru că liderii sindicali deja au ieșit de la Klaus Iohannis topiți. Topiți, erau toți fascinați, nu mai știu cum să mai merg. Îl văzuseră pe marele Iohannis, tăduse mâna cu Iohannis. Cred că ei vor pune mâna acolo, să spun, și o taie și o pun. Asta până când pleacă Iohannis. După ce pleacă Iohannis, cum s-a întâmplat cu toți președinții, ei o să zic că o să scuipe mâna cu care au dat-o, pe care le-a dat-o Klaus Iohannis. Bun. Deci asta, argument al doilea, că mâine vor da o ordonanță de urgență guvernului și vor trece apoi la scenariul al doi, care va fi înăbușirea cu perna greve. Adică televiziunile de partid și vor începe. Copiii care nu se fac cu tare. O să găsească probabil că unul dintre cei trei va rupe rândul. Da? Deci dacă m-ar întreba pe mine, ca de dat, eu aș spune, bă, asta e, nu cred că guvernul dă mai mult și atunci și întrebarea va fi, dacă nu dă mai mult, sunteți dumneavoastră profesori, educatori, sunteți deciși să mergeți până la capăt, adică să pună ăștia oamenii în capul noastră, să pună, cum să zic, televiziunile, părinții, copiii. Eu așa cred că va fi. Nu sunt profet, dar eu spun că așa m-aș gândi eu ca un om care sprijină sindicatele, pentru că eu nu cred că se poate merge mai mult. Adică au oferit, nu cred că se poate obține și mă tem de această capacitate a puterii de a pune la lucru presa și de a lua Consiliul, ați văzut Consiliul Părinților. Gata, cu... Bun. Asta e părerea mea, vom vedea mâine. Pentru că e clar că, deci să fie foarte clar, stimați domn profesor, guvernul nu mai dă mai mult atât. Nu va da în veci. Deci mai degrabă aș admite acum și sigur inclusiv l-aș pune pe Iohannis să semneze acordul ăla când va crește cu tare, îi vom vedea, decât acum continuare, pentru că este riscul să ieșeze și chiar să nu obțină nimic sau să obțină mai puțin. Așa zic eu, dar nu mă văd. Bun. M-am luat la cu toate discuțiile și o să discut mâine seara despre dronele astea care îl ajută pe Putin. Îl ajută. Aracru. Dronele care circulă acolo prin Moscova, pac, 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 și Putin zice rusul. Ce mă? Ai trimit drone la noi, la Moscova? Putin, ia du-te mă și mai dă-le vreo 200 de rachete în cap, da. Apropo, Zelenski se duce, deci Erdoganul se duce. Zelenski, n-am auzit, se duce mâine și el la chef? Dacă se duce și el o eclipsează pe Maia, că Maia e acolo, în prima linie. Deci, întrebarea. Erdoganul se duce.
El acum are, gata, a câștigat. M-am promis ieri că voi da un fragment din interviul cu dr. Inel Popescu. Este un dialog de, să zicem, dramatism, pentru că l-am întrebat și mi-a răspuns de situația în care, o situație ipotetică, un tip trebuie să-și facă transplant de ficat și dacă nu se-l face, moare, se înscrie pe lista aia, se duce acasă și o să vede și între domnul prostă. Și ce vede? Păi stă și până îl sunăm noi. Păi când îl sunăm? Când apare un ficat. Cum să spun? Vă imaginați ce chestie extraordinară. Că familie ăla și în sfârșit, care e dramatism, o să vedeți că apare ficatul, ei sunt chemați vă 3-4 și numai unul ea. Dramatic să stai așa și nu că unii din ei chiar mor între timp și zici, aoleu, bă, mă am un pic. Cât dracu mai trăiesc până vine ficatul ăla, da? Ia să vedem dialogul. În multe interviuri s-a vorbit sigur despre acest transplant de ficat, a fost primul v-a murit, se poate. Puneți-mi și mie așa, n-am văzut până acum la interviul nostru o descriere, povestiți ca un prozator. Luați așa, cum are loc un transplant de ficat acum? Adică de la ce? Vine, aflați, luați ficatul? Adică povestiți-mi că aveți talent de prozator. Deci e un cetățean, aveți o listă, povestiți-mi, da, exact, da. Cum? Păi, metoda a fost introdusă în primul rând pentru ce se cheamă boli hepatice în stadiu terminal. Și atunci le iau pe astea, fac celelalte indicații. Păi nu, pentru că sunt indicații acute, intoxicația cu ciupești, de exemplu. Vine, e în comă și trebuie transplantat imediat. Sau, eu știu, sunt boli metabolice. Nu, la ăla care așteaptă. Că ăla care așteaptă. Asta e boala terminală în stadiu de ficat, care e ciroza, de obicei de origine hepatitică sau de origine alcoolică, și care de la un moment dat începe să evolueze cu complicații. Bolnavul face ascită, face encefalopatie, face icter, și așa numitul scor MELD, care arată gravitatea cirozei, începe să crească. Și bolnavul e cunoscut, știe și el diagnosticul, știe și medicul lui curant. Înainte de apariția transplantului era un sentiment de disperare atât pentru bolnav cât și pentru medic, pentru că știau că lucrurile se îndreaptă inexorabil spre exit. Cine decide că îi se va face transplant? Lui X. Păi, în primul rând, gastroenterologul. El da, deci nu e foarte important, că bănuiesc că au circulat multe legeri. Deci un om, cine spune, intre pe o listă? Da, intre pe o listă de așteptare. Dacă are un donator în familie, atunci lucrurile se pot petrece mai rapid. Dacă nu are un donator în familie, atunci intră pe lista națională și aici se face o ierarhizare de priorități care nu e în ordinea înscrierii pe listă, ci e în ordinea gravității bolii. Sunt bolnavi care sunt înscriși de 5 ani pe listă și a căror... Au circulat multe legende în legătură cu această listă. Știu, nu e niciun fel de mirare, pentru că lumea e suspicioasă, pentru că nu e singurul caz în care există suspiciuni de inversare a priorităților și așa mai departe. Pot să vă spun din experiența practică că dacă ar fi fost cazuri reale, atunci sigur că ele ar fi devenit publice. Acum vă mai fac o, mă rog, mică confesiune. Bolnavii care așteaptă, ei se cam știu unii pe ceilalți. Da? Păi, evident că da, pentru că sunt la... Până acum a fost un singur program la Spitalul Fundeni, deci bolnavii erau în același serviciu de gastroenterologie. Chiar se ușor supravegheau unii pe alții cine se transplantează. Ei bine, medicii încearcă să respecte cât mai strict criteriile normale de prioritizare și nu au fost rabaturi. Atât doar că la un moment dat sunt chemați 2 sau 3 potențiali primitori și se întâmplă că unul nu are sânge potrivit. Sau se întâmplă că unul a făcut o infecție acută și nu poate fi transplantat. S-au întâmplat și cazul când n-a fost găsit celălalt. Deci omenește dumneavoastră, primiți un ficat? Cum e asta? Noi primim anunțul că există un donator. Faceți un film. Există un coordonator de transplant care ne anunță. E un donator la Baia Mare sau la Oradea. Nu i-a scos ficatul? Nu.
Așa, e un donator. Da. Și atunci gastroenterologul spune ce grup e. Se uită la listă. Da, se uită la listă și alege, de obicei, alege cel puțin doi. Câteodată chiar trei, ca să știe că dacă... unul, da, și asta a fost că s-au întors oamenii înapoi acasă. Din toți trei? A fost, da, 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 a fost bolnav care s-au întors de trei ori acasă, că a fost ales altcineva. Și au răbdare și s-au transferit. Și sunt acasă... Alo, avem un ficat? Da, 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 da. Formidabil. Și în cât timp trebuie să vină? Păi în cât mai scurt timp, pentru că în momentul în care se activează sistemul ăsta, echipa de prelevare se duce la spitalul la care donatorul nu e dispus să aștepte foarte mult. V-am oferit un donator, veniți, faceți prelevare. Așa îl duceți pe el acolo? Nu, de acolo se aduce ficatul. Am înțeles, da. Ficatul, nu și donatorul. Nu, nu. Se face prelevarea la ora. Nu mă interesează ca la un film, că e o chestie de prost. Deci omul se interesează până atunci și va veni, mă, ficatul? Nu e foarte important. Ăla care așteaptă ficat. Da. Păi nu, dacă el e chemat, știe cum să... Nu, dar înainte de asta. Păi înainte... Cât stai? Cât poți să stai? În 2013-2014, când aveam donatori mulți, perioada medie de așteptare era cam un an de zile. Acum, când avem mai puțin, e greu să o este. Dar de ce sunt mai puțin? Din mai multe cauze. Dacă vă amintiți, au fost niște scandaluri legate de transplantare. S-au făcut foarte mult rău, imens de mult rău. A scăzut numărul de donatori, a scăzut încrederea populației. Pe urmă a revenit, dar greu. Și finanțarea care nu e grozavă. Marele secret al celor două țări campioane din Europa, Croația și Spania. Care au cel Croația? Mai mare... Da, sunt cu cel mai mare număr de donatori din Europa. Și a fost secretul lui Polișinel. Oamenii ăștia au plătit cele două persoane importante în fiecare mare spital, unde erau potențial donatori, deci înseamnă să aibă secție de neurochirurgie, în principiu, și terapie intensivă. Sunt două persoane care trebuie plătite, coordonatorul de transplant și persoana responsabilă de procesul de donare. Aceste două persoane identifică potențialii donatori, cele două categorii de care vă spuneam, sau accidentele hemoragice sau trauma severă, și cheamă coordonatorul de transplant. Și coordonatorul de transplant stă de vorbă cu familia. Și lucrând așa la firul ierbii, dacă îmi permiteți expresia asta, dar plătindu-i pe oamenii cu salarii decente, Spania și Croația au cel mai mare număr. Deci, în moment, hai să luăm, ne întoarcem la donator. E moarte clinică, cine vorbește cu familia? E o nevoie de aprobare a familiei. Da, în român. La noi sunt cazuri în care el spune că în cazul în care voi muri... Sunt cazuri, dar sunt rare și acolo se întreabă. Nu, chiar să știți că pare o parte tehnică, dar este chiar o chestie de omenească. Și cine se duce la familie? Că coordonatorul de transplant. Păi și ei moare fiul și numai de asta n-are. Mai vine și unul care cere ficat. Știu. Asta, deci acești coordonatori de transplant sunt oameni care au făcut specializări și care au dat examene. Și care știu... Deci nu sunt toate. E o profesie extrem de respectabilă și în care noi am avut niște oameni foarte performanți, câțiva dintre ei chiar top, și care au trecut examenele europene. Deci este un tip specializat în ăsta. Da. Da, în convingerea familiei. Da, și în spitalele românești poate că avem, eu știu, un 20 de spitale sau din 40. Dacă am avea și în celelalte, am avea mai mulți. Am înțeles, da. Da, mulțumesc, la revedere!